Neața, dragilor! Chiar neața, că de acum e 10 ceasul. Bine, m-am trezit mult mai dimineață, Mihai și mai dimineață decât mine. Acum ai plecat, cred că trebuie să ajungă să duc să-și speli mașina. Și eu am făcut chestii din astea, mi-am făcut o cafea pe care n-am băut-o. Întotdeauna fac cafeaua, că zic cât timp mai fac una alta o beau, niciodată nu beau. Totdeauna rămâne și sirăcești. Deci trebuie să-mi beau cafeaua, că m-am pensat, mi-am vopsit sprâncenile, chestii pe care le fac eu în mod normal duminica de dimineață. Și i-am pus lui Mihai cărniță la cuptor, că nu mai are ce să mănânce, chestii de genul ăsta. Și acum mă pun să editez clipul. Am editat o parte aseară, dar mai am de pus muzică, mai am de mai multe chestii de făcut. Și o să pun acum acasă și urc clipul pe YouTube, că seara cine știe când ajungem, cum ajungem și la mine la ora 7 trebuie să fii acolo, da? Neapărat. Eu sunt cu programul. Și, da, revenim mai târziu puțin când vine și Mihai. Vreau doar să vă dau bună dimineața și să vă zic că trăim, suntem în viață. Glumesc. Da, neața. Bună, dragilor. Nu vă las după mine să munciți duminica, dar unele lucruri trebuie să făcute atunci. Da. Cine e harnic și muncește, ori prostor, așa e duminica. Da, și Mihai a ajuns și el în sfârșit. Avem niște vecini foarte... În fine. Nu mai discutăm, că... V-am zis că nici aici n-am scăpat de vecini. Așa, eu m-am apucat aici să-mi... V-am zis că eu mai pun și unghii cu gel. Și m-am apucat aici să fac curățenii, să mai arunc ce mai e de aruncat. Aici am o sacoșă plină care arunc. Că, na, ori sunt terminate, ori sunt vechi, ori sunt, în fine, toate astea le arunc și acum le așez aici. Astea trebuie să le șterg cu șervețele, mi-am pus aici ca să le fac frumos. Și aici trebuie să văd ce pili, pensule, ce mai arunc, trebuie să intru neapărat și în astea, că de mult timp mi-am propus și nu mai ține figura. Acum asta ne ocupăm acum de dimineață. Pregătim asta, eu mi-am făcut paste, mănânc cu sosuleț din asta de la Lidl. Și Mihai zice că nu vrea să fie filmat, că ce-l filmez iar că mănâncă. Zic, Grinciule, nu zici nimic? Mă leși? De ce? Când vin Icheș pe preș. Da, da. Hello! Am ieșit din casă. Deci acum nu respir nimic? De ce? Nu vreau. Ești morocanilă? Da. Mihai morocanilă. Nu e morocanos, mă, că nu știu ce am zis. Dar chiar din vorbă, nu știu. Mergem mai întâi până la mall ca să plătim facturile, nu? Da. Așa, și după aceea mergem în centru. Numai că în centru vrem să mergem un pic mai, adică să zic și întuneci, să aprindă beculețele ca să vedem și noi magia din târgul de Crăciun. Și revenim de pe la mall. Încercăm să ne păi și tu din mână. Hei! 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 Fă-i și tu din mână! Tiribom de mașinuțe electrice și centru și am găsit chiar și loc de parcare. Se vede drăguț. Bagă-te în peisaj. Nu te bagi. Îmi faci titlul cu G, G-U-E, vlogăre. Băi, deci trebuie să vă povestim o fază. Vlua, vlogăre. Vlogăre. Eram la, acum când am ajuns la Iulu sau am mers la parcare la Shopping City. Da, și eu eram înainte cu asta, vreau să fac o chestie din aia, cu să facă Mihai din mână, nu știu ce. Bă, și tot face, dar nu știu dacă s-a auzit, dar o să mă uit la filmare când editez și văd. Și nu mai venea Mihai și eu, hai mă, Vida, hai, fă din mână, dar nu știu ce. Și ea zice, cine te-a abordat? Era un băiețaș care vindea și el niște parfumuri pe sub mână și striga, vlogăre, vlogăre, stai puțin să apar și eu. Ii stai bro, că am puțin abonați, n-ai ce drag să apar, nu. Las că-ți dau eu și el să faci bani, 10.000 de abonați să aduc.
Și au zis că, hai, dă să faci mie reclamă, că îți dau un parfum moaca. Dar nu, da zi, și țipa după noi prin parcare. Da zi, da. Cum te cheamă? Zic, cum ești pe YouTube? Dar nu dau eu subscribe, făcea. Vloggere! A fost prea tare asta cu vloggere. Aoleu. Așa cu vloggere. Trebuie să văd dacă... se aude pe filmare, o să punem să vedem. Exact. Deci până în altă marge și noi în centru. Și o să filmăm, să vedem. Se pare niște vlogger, ce păi destul de aglomerat, ca niște vlogger, da. Destul de aglomerat făcut, se vede. Hai să vedem. Mamă, deci de când am mai venit noi în centru, s-au apucat ăsta și să și renoveze pe aici. Adică bine, asta era de multă renovare, da. Mai partea de jos. Făcut jumatici, drăguț, arată super fain. Și detalii scriminale. Mm-hmm, super, super drăguț. Hai să vedem. Hai vloggere. Hai vloggere, să mergem. Râzi, a, râzi. Îmi fac tricou cu vloggere, ai să fie asta. Vedeți că e marca registrată. Of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. Asta e frumos, nu te mișcă arată. Poți să faci ce vrei tu. Dar nu cred că s-aude pe cameră când cântă el. Nu, nu cred că s-aude. Deci nenea ăsta merge cu căștile pe urechi și cântă de la-i treabă. Foarte tare, nu? Ce zici de asta? Când te văși pe tine așa? Păi stai să ajung la vârsta lui, dacă ajung. Atunci? Am căștile pregătite. Așa. Le țin, da, le-am primit cadou de la Orange. Le pun frumos. Cine am voie să fac reclamă? Ne-am primit ca la Orange, ce minciună. A fost bun vânzător și am vrut o părere de căști. Eu mă pun frumos pe urechi și o să mă auzi. Inside on. Inside on. Hai că m-a luat, m-a luat vala. Până un alta mergem la McDonald's ca să-mi iau cafele. Ziceam să-ți beau cafea la greu, dai seama. Trebuie să-mi iau două neapărat ca să-mi iau cană de aia. Să vezi ce o să doarmă Diana pe acoperiș de seara. Unde? Pe acoperiș. S-o crezi tu. O să fie cu cubea. Te dormi tu cu preș afară. S-o crezi tu. Și-o dau Bayram în casă. S-o crezi tu. A, pentru asta trebuie să cumperi boxa aia. Boxa, pentru Bayram. Bă, deci mă nebunii cu boxa. Auzi, faci Bayram, unde faci faci Bayram? Trebuie-ți patinoarul ăsta. Băi, ați patinat vreodată? Eu niciodată. Nu mă simt capabilă de așa ceva. Tu ai patinat vreodată? Nu. Nu mă pice. Nu vrei să începi acum să mai rup piciorul la alt. Nu, mulțumesc, mi-a ajuns că nu știu să stau pe picioare, dar nu știu să mai fac și patinaj. Patinaj artistic. Hai, mami, simt nevoia să mai stai la 4 luni. Simt, poți să simți nevoia cu altul sau? Deci este o ceață afară, zic, cum am zis, de catedrala. Vezi? Ce mare ceață-i? Păi cum dacă nu se vede? Nu văd nimic. Vezi ce drăguții moșul ăsta. E plin de moși. Cine, eu? Da, nu tu. Yuletide carol, fa la 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 la. Ce ți-ai? Holy cup? Holy crap? Holy shit? Nu vă sufărați, holy crap aveți? M-am învățat eu, cred că am zis-o cu prima ca să te atragă, vezi? M-a adus aici. Da, eu sunt deșteaptă. Așa. Și mai întâi mă documentez până la capăt. Păi la vrăjeala, hai să vezi. Iată. Mulțumesc ca să primesc cană. Cană? Da. La, trebuie să intrați înăuntru la Mecafe și cumpărați două cafele mari de acolo. Și atât? Exact, și primiți cană gratis. Oricare vrea ea sau? Nu, sunt pe săptămâni. Păi vezi că ai săptămâna asta. Săptămâna asta e o cană galbenă cu Holy Cup. Exact, eu vreau. Perfect, hai. Mersi. Ce drag. Alți așteaptă într-o gară, dacă viața trebuie loc.
unul care te iubește. Hai zi, ai primit cafeaua? Deci, ia uitați cana mea. Nu există, este inexistentă. Inodoră. Cana din asta n-are nimeni ca a mea. Deci, nu mai aveau crâni. Așa că mi-am luat două lateuri cu lapte de soia. Și marți voi veni să-mi iau cană. Mi-au dat ei un bon, un talon din ăsta. Și cu el vin și o să am holy cup. Dar sper să-mi dea cana de săptămâna asta. Nu aia de săptămâna viitoare. Eu îi zic. Holy crap, o să-i dea. Uite, să întreb, dacă nu-mi dă cana cu holy cup care voiam eu? O să râde să mă... pe mine. Să înseamnă că până la te răsa fraierită. Păi nu, pentru că... Ba da! Bă, dar băiatul ăla mi-a zis că e holy cup săptămâna asta. Și dacă nu ți-a dat nimic la mână? Eu am văzut că mai aveau acolo de expunere, zic, doamnă, nu mă interesează, mi-i dați holy cup, că eu pe ăla vreau. Deci nu mă interesează. Bullshit. Da, da, dar ce mă gândesc, dar n-am mai mult lumii talon așa. Doar că trebuie să le primească pe astea, nu? Lumea pentru că le-astea au venit. Nu? E foarte bun, cafeaua. Vrăjeală. Cum te cheamă pe YouTube? Cum? Cine a zis? Păi tu, te-a întrebat fetele cum te cheamă pe YouTube. Păi știi de ce nu le spui? Ca să ne facem reclamă. Păi știi de ce nu ai zis? Dar n-am auzit. Știi că eu sunt și surdă și uitocă și le-am pe toate, nu? Nu știi asta. Știi cum cine stai în casă. Toți copii acum e cum era pe înainte, pe Mirc, asta lă pălăsă, da. E cum te cheamă pe Mirc. Ce are beteală din aia de vremea mea, na. Vezi dacă n-ai venit unde trebuie? Dar nu mai am nevoie. Aici e la Arad, nu? Mai vreau să mai văd și luminițe, dar nu vreau să iei. Păi sunt câteva luminițe. Hai la cap. Hello! Am ajuns și noi acasă. Și... Acum dansăm pe masă. Să nu rămâneți cu grijă, că marți ieșim în centru și o să filmăm și luminițele și eu vreau să le văd. În principiu am zis că mai... O parte din ele le-am văzut. În principiu am zis că mai ieșim o dată în seara asta, dar sincer mai am niciun chef. E un frig afară și o ceață, mamă mia, e super, super mare ceață afară. Dar marți oricum trebuie să merg ca să-mi iau cana de la McDonald's. Dacă. Trebuie să-mi iau. Nici așa au zis. Am cupon acolo, nu există. Am întrebat-o două ori. Doamnă, sigur îmi dă cana? Și au zis că da, doamnă, fiți fără grijă. Cum, dar nu vă dau eu aici, t-am pilat tot. Spre ce vorbim? Ce cană? Trebuie să-mi dea cana. Țin camera asta, zici că... Da, și cam asta a fost. Vrem să mulțumim tare mult Roxanei, că ne-a pus pe Insta story aseară că a început vlogmasul nostru și pus mulțumim. Multe persoane care au început să ne urmărească și aici și pe Instagram. Mulțumim tare mult și bine ați venit. Sperăm să rămâneți cât mai mult timp alături de noi. O să pun și linkul Roxanei în descriere. Până la final. Să cei care poate erau abonați la noi și nu o cunosc, să intrați acolo puțin să vă uitați și pe canal la ea. Să-i dați acolo subscribe. Bine, și cam asta a fost weekendul nostru zăpăcit. Ce am făcut weekendul ăsta? A fost un haos, n-am făcut nimic. Nu știu tu, noi am făcut destul. Da. În fiecare dimineață la 5:30 treaz. Ia uitați, Bradu, ce frumos. În continuu. Da. Eu sunt mulțumit de mine. Am muncit weekendul ăsta, slavă Domnului. Da. L-așteptăm pe următorul. Weekendul viitor, adică mi-aș dori ca duminica viitoare să mergem la Oradea. La trecut de Crăciun. Și eu îmi doresc să găsesc undeva 50.000 de euro. Dar să vedem, poate se întâmplă și una așa. Mai plauzibil este dorința mea decât a ta. Banii nu pică din cer. Am zis să găsesc, n-am zis să pice. Da. Deci așa ne-am dorit tare mult să mergem. Am discutat noi astăzi. Mi-aș dori să ajung până la Oradea. Adică și târgul de la Sibiu e ok. Cum am discutat azi? N-ai zis tu că da, iubita, mergem. Acum nu mai recunosc sau cum. Bă, deci așa faci mereu. Așa astăzi. Am zis că numai bine, stăm în casă până mai după amiază, ieșim la luminițe să văd și eu când se noptează. Și a început. O, da, eu vreau să merg la mol. O, da, cum nu ieșim? O, da, cum nu știu cum? O, da. Are puține probleme cu a prezenta adevărul și realitatea. S-a întâmplat în felul următor. O întreb. Aș vrea să mergem acolo.
Nu. Ok, acum sau deci mai târziu? Deci hai să nu ne certăm acum, fii atent. Stai să mă încadrez față. Deci, m-a întrebat dimineața, iubita, ce program avem astăzi? Și eu i-am zis, vreau să văd luminițele, propun să, că el a zis că eu aș vrea să dorm mai după amiază, bineînțeles că nu mai dormit. Am zis că nu mai bine, mâncăm la prânz, mai facem treaba, trebuie să și editez, să urc vlogul pe canal și mâncăm la prânz, dormim și după aceea ieșim în centru mai după amiază. Bine, așa facem. După vreo două ore a început. Dar trebuie să plătim facturile. Dar nu mergem la mall. Cum nu e adevărat? I-am zis că trebuie să mergem la mall să facem masa asta și cu asta. Tu puteai să spui oricând. Când m-ai întrebat. Tu puteai să spui oricând că vrei să mergi. Băi. Băi, deci. Treaba este că... Deci, lasă-mi răjeala. Voilà, treaba este că... o să mergem marți să vedem și luminițele. Că el mă lase acum prin învăluire, că stai să vezi, că mergem acasă acum și după aceea ieșim când se întunecă. Hai mă, lași, că știi că dacă intru casă nu mai ies. Trebuie să ducem probleme, ieșim și acolo acolo. Vezi luminița. Luminița e acolo, spate. Da, bine, hai, nu mai vă lăsăm cu pălăvrăgeala noastră. Mâine dimineață merg la tuns, abia aștept să mă tund ca să mi se așeze și mie părul ăsta, să mă trebuiască tot timpul să-l... Vorbi cu frizerii sau să facă zero ca pe mine, să știu o treabă. Tot atâta... Agitație cu, tot așa, dă-i cu vopsit, dă-i cu aia, dă-i cu aia, dă-i cu... lasă-mă, frate, dacă dă-i... blonzesc, ce vrei? Asta am observat. Bine, dragilor, cam asta a fost vlogul nostru de astăzi. Mulțumim tare mult că v-ați uitat. Mulțumim, o seară faină, aveți de voi. Mulțumim mult celor care v-ați abonat. Și ne vedem mâine seară cu un nou vlog. Ciao! La prossima, e!